Polițiștii biroului rutier Timișoara, cu sprijinul serviciului rutier și al lucrătorilor din cadrul registrului autoromân, au organizat o acțiune pe raza municipiului Timișoara, având ca scop prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul conducerii agresive, verificarea din punct de vedere tehnic autovehiculelor care sunt predispuse a fi conduse într-un asemenea mod pe drumurile publice și menținerea unui climat de siguranță rutieră în rândul participanților la trafic. Polițiștii au controlat 101 autovehicule și au legitimat 112 persoane. În urma celor constatate au fost aplicate 56 de sancțiuni contravenționale. De asemenea, au fost reținute 9 permise de conducere pentru conducere agresivă și 2 pentru nerespectarea semnificației culorii roșii a semaforului. Au fost retrase 25 de certificate de înmatriculare și a fost constatată o infracțiune la regimul rutier, mai exact conducerea unui autoturism pe drumurile publice, având dreptul de a conduce suspendat.